5 din 19, numai 5 consilieri locali și-au depus până la această dată rapoartele de activitate pentru anul 2009. Este vorba despre Lucian Cercel, Enache Dragomir, Marian Dulă, Viorica Dumitrescu și Daniel Telegescu. Scrise de mână sau la calculator, mai sumare sau mai detaliate, rapoartele celor 5 consilieri prezintă atât activitatea acestora în Consiliul Local, dar și în calitate de membri ai diferitelor comisii din care fac parte, precum și propriile inițiative sau relația directă cu cetățenii. Depunerea rapoartelor de activitate reprezintă o obligație a fiecărui consilier local reglementată prin legea administrației publice. Așteptăm să vedem când își vor îndeplini această obligație cei 14 consilieri care nu au făcut-o până acum sau când vor fi sancționați dacă nu o vor face.